Știi bine că Israelul se pregătește de contraatac. Orice incertitudine cu privire la acest pact pare să se fi risipit pur și simplu. NBC spune că israelienii nu au transmis către Casa Albă când va avea loc atacul, însă că acesta poate avea loc în orice moment. Mai mult, atacul poate să includă și lovituri în Siria și asupra aliaților Iranului. Ultimele informații ți le aduce Sorina Matei, editor Aleph News. Nu prea contează ședințele cabinetului de război, având în vedere că armata este sub premier. Va conta decizia premierului Netanyahu, decizia ministrului apărării Galant și decizia lui Benny Gantz, care este în această coaliție formată după atacul din octombrie al Hamasului. Practic, decizia, dacă o luăm pe scurtătură, aparține unui singur om, Benjamin Netanyahu, iar dacă vedem viața și cariera lui Netanyahu din ultimii 30 de ani, putem spune foarte clar că în ultimii 10 ani a avut o singură idee fixă, și anume să atace Iranul. Foarte probabil va ataca Iranul în perioada următoare, asta spun și americanii, de asta se tem și occidentale, este aproape imposibil în acest moment să oprești Israelul să răspundă Iranului. Problema este că și Iranul va riposta, asta se înțelege din toate reacțiile oficialilor iranieni. Șeful diplomației iraniene face de aseară ceea ce a făcut și înaintea atacului de sâmbătă, practic sună toți liderii planetei, toți omologii săi și îi anunță că în cazul în care Israelul va ataca Iranul și Iranul va răspunde, nu va mai dura 12 zile, ci doar câteva secunde. Totul are legătură cu modul în care se va desfășura acest atac. Casa Albă nu dorește să declanșeze un război regional, poate chiar mondial, generat de acest conflict aproape istoric între Iran și Israel. Să nu genereze un răspuns puternic al Iranului, pentru că problema este că Iranul, spre deosebire de Israel, n-a crescut, nu beneficiază de facilitățile de apărare pe care le are Israelul în acest moment, dar avantajul Iranului față de Israel este că are proxy care înconjoară în acest moment Israelul. Atacul, așa cum reiese cam din toată presa internațională, ar trebui să fie cam cum a fost cel al Iranului de sâmbătă. Flashy, spectaculos, dar fără victime.